Fie binecuvântat numele Domnului de acum și până în veac. Amin. Și fie binecuvântarea Domnului pentru noi, pentru vecii vecilor. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și El ne-ar vrea pentru eternitate. El dorește, cum știți, ca niciunul să nu piară și tot să aibă viața veșnică. Depinde dacă și noi îl vom înțelege și îl vom asculta. Stimați tineri, vreau să vă provoc, așa cum s-a spus până aici, dacă ați cântat cu respect, așa este normal, cu bucurie înaintea Domnului, Biblia spune să ne bucurăm tremurând, cu frică, cu același respect față de Dumnezeu, vă propun în continuare să ascultăm cuvântul Sfintelor Scripturi și cu aceeași responsabilitate. Vedeți, când ați mers la școală pe clasa întâi, probabil ați mers și mai mare parte din voi cu părinții, da? Astăzi n-ați venit cu părinții. Pentru că este vremea în care fiecare lasă pe tata și pe mama, ba chiar încă într-un fel anume, înainte de a se căsători, datorită libertății care o dă Dumnezeu tinerilor. De aceea vă citesc pentru început Cartea Eclesiastul, capitolul 9, pentru că astăzi vom vorbi împreună despre ceea ce Scriptura afirmă despre calea care trebuie să urmeze un om sau căile. Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9, spune următoarele. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Ați auzit de câteva ori în anii aceștia versetul acesta, da? Dar țineți minte ce vă spun. Mulți ani nu o să-l mai auziți. Că tinerețea trece repede. Acum e vremea în care s-a auzit versetul acesta, cu început, cu sfârșit, cu tot. Bucură-te, tinere, tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Și nu uitați, spune finalul versetului următor, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și acum atenție, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Ce dictează când e vorba de alegerea căilor? Ochii și inima. Astea două își dau votul. Dar să știi că și pentru toate acestea, adică, înțelegeți, inclusivitatea, exclusivitatea, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată. Potrivit Scripturilor, și cred că asta e pe înțelesul vostru, sunteți familiarizați cu termenii biblici. Și apropo, am convenit cu fratele, dacă pe parcurs sunt anumite lucruri care nu le înțelegeți, puteți să trimiteți o întrebare și poate găsim un răspuns mai apropiat de înțelegerea fiecăruia. Deci, potrivit Bibliei, ce înseamnă o cale, dacă ar fi să dați o definiție? Biblia spune despre o cale îngustă, o cale leargă, despre calea Domnului. Ce înțelegeți prin cuvântul cale în expresie biblică? Este un mod de viață, un mod de gândire și de apoi de aplicare a acelei teorii pe care ți-ai însușit-o. Uneori întâlniți termenul la singular, calea lui, pentru că viața este legată. Vorba înțeleaptă spune, istoria este o haină fără cusătură. Numai noi putem spune că până atunci a fost înainte de căsătorie, după aceea am fost familist, dar de fapt asta nu te-ai culcat nefamilist și te-ai trezit familist, pentru că înainte ai avut gânduri, ai avut o alegere, ai avut proiecte și toate astea se determină una pe alta. Când apare termenul plural, aici avem de-a face cu defalcările pentru a înțelege mai bine. Și aici putem să avem calea pocăinței, calea căsătoriei, o altă cale este cea de ordin profesional sau chiar în ce privește locația. Veți alege în viață, pe o cale sau pe alta, dar în fond, de aceea avem și singularul și pluralul îmbinate, e o singură cale. Pentru că toată viața este a voastră și ea nu se poate separa. De exemplu, ascultarea de părinți din primii ani determină anii de mai târziu ca să fii fericit. Îmi spunea un tânăr, numai de mult cu două zile în urmă, frate, n-am ascultat de nimeni și am ajuns rău.
De aceea eu vă propun să gândiți foarte bine la ceea ce voi spune din Scripturi. Dar intrăm în subiectul propriu-zis. În primul rând, prima idee care puteți să o notați în minte, că voi țineți minte bine, da? Libertatea de a-ți alege o cale, ceea ce înseamnă un mod de viață, include și posibilitatea sau riscul de a greși în alegerea acelei căi. Iată ce vă citesc din Cartea Proverbe, începem cu capitolul 14, versetul 12. Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și la început s-a părut bun. În cazul vostru, la tinerețe se pară o cale bună și mai târziu, peste ani, să vă dați seama că a fost o cale rea. Tot Proverbe citesc 16 cu 25. Multe căi se par omului bune, dar la urmă duc la moarte. Unii nu conștientizează nici la urmă. Ați observat diferența între cele două versete? Unii își dau seama mai târziu că au greșit. Unii, până mor, nu își dau seama unde s-au încurcat sau cel puțin nu vor să o recunoască. Dar asta nu înseamnă că viața e cruță. Tot din Proverbe vă citesc capitolul 21, versetul 2. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Așa când stați de vorbă voi cu voi înșivă, știți? Așa că vi se pare că ați făcut bine și că asta e varianta cea mai optimă și că e plăcut ceea ce faceți? Când discutați voi cu părinții și mama e de altă părere și tata zice altfel, cine vi se pare că are dreptate, voi sau tata? Păi voi, nu? Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Așa e bine, cum gândesc eu. Că doar e mult mai ușor și mai de aproape să cred cum îmi zice inima mea, nu cum spune altul, nu? Dacă mă ascultați partea a doua versetului. Dar cel ce cercetează inimile este Domnul. S-ar putea tata să greșească, mama de asemenea, bunicii și ei, păstorii și ei. Dumnezeu greșește? Sunteți voi conștienți că în timp ce voi vă gândiți ce să faceți, Dumnezeu este preocupat de ceea ce veți alege? Spune Scriptura, Ieremia, capitolul 32, versetul 19. E o rugăciune a profetului adresată Domnului. Tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor. Ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Deci Dumnezeu te ajută în funcție de starea inimii tale. Cel ce cercetează inimile este Domnul. De aceea prima mea propunere, dat fiind faptul că voi aveți libertatea să alegeți, dar ea dă posibilitatea unui risc, este să vă rugați Domnului să vă lumineze mintea că Dumnezeu nu greșește. Nebucadnețar se ruga după ce i-a venit mintea la loc. Și spunea Daniel 4 despre Dumnezeu, toate căile lui sunt drepte. Eu vă citesc acum câteva versete în care vă voi arăta rugăciuni pe care vă îndemn să le faceți ca Dumnezeu să vă lumineze mintea. De exemplu, te sună un băiat. Ce faci? Accepți să discuți? Îți propune cineva să mergi din țară, undeva la muncă. Ce faci? Ce cale alegi? Te duci sau nu te duci? E o opțiune pentru o școală. Ce faci? Îți propune cineva o prietenie care chiar dacă nu are un start concret, se vede că se înfiripă. Vei fi prieten cu el sau nu? Toate astea sunt căile de care sunteți responsabili și de care veți fi întrebați într-o zi la judecată. Dar noi vrem nici să nu mai ajungem la judecată și să ne judecăm acum și să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, e bine? Mă duc pe aici, fac asta sau nu o fac? Iată ce vă citesc. Psalmul 25.
Versetul 4. Arată-mi, Doamne, căile tale. Adică, Doamne, hai, ajută-mă să gândesc bine. Și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, că tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Pagina din dreapta, 27:11. Învață-mă, Doamne, calea ta. Știți, este expresia aceea, ce ar face Iisus în locul tău? Da, Domnul a avut cândva vârsta ta aici pe pământ. Și El a venit să fie un model. Și El spunea la un moment dat, eu n-am făcut nimic de la mine însumi. Fac numai cum îmi spune Tatăl. Ați vrea să ne subordonăm gândirea și mentalitatea noastră, acțiunile noastre lui Dumnezeu? Votăm asta într-o masă aceasta. Se spune că un om spunea Tatăl nostru în mod regulat și în urmă a constatat că Dumnezeu n-a făcut cum a vrut El. Evident, lângă Tatăl nostru am adăugat și alte cuvinte. Și s-a dus să se plângă la cineva. Nu mă ascultă Dumnezeu, nu ia aminte, nu aude rugăciunile. Și acesta l-a întrebat, cum te rogi? Printre alte rugăciuni a Tatăl nostru. Și când a ajuns la expresia, facă-se, Doamne, voia ta, zice, stai, dar nu mai spune așa. Spune la Dumnezeu, Doamne, facă-se voia mea, s-ar putea să te lase. Știți că Dumnezeu lasă pe toți oamenii să umble pe căile lor. Acum noi trebuie să decidem. Vom spune mai departe Tatăl nostru sau îl modificăm? Dacă vrem să recunoaștem pe Dumnezeu ca Tatăl nostru și să ne aducem, să vă aduceți aminte de Făcător la vremea tinereții, atunci trebuie să vă gândiți. Bine. Iată o altă rugăciune în aceeași idee, Psalmul 139, și aici e vorba de perspectiva eternității. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima. Te-am citit din Proverbe că oricum o cercetează. Da, dar nu-i tot una să se uite Dumnezeu pe geam, să instaleze așa o cameră de luat vederi și să te spioneze, că are acces, pentru el nici întunericul nu-i o piedică. Și altceva este să-i deschizi ușa și să spui, Doamne, vină în control și vezi, aprob planurile astea sau le modificăm împreună. Încearcă-mă, cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Doamne, mie mi se pare bună. Și du-mă pe calea veșniciei. Ați reținut ce am citit la început din Proverbe, ideea asta, multe căi par omului bune. Auzi, nu numai câte una, știi? Adică 90% din căi s-au părut bune. Și tot bune au fost la validare. Și numai puține s-au dovedit a fi rele, nu? Procentul este în favoarea răului. Multe căi par omului bune. Așadar, închei ideea aceasta cu un verset din Proverbe 19. Ultim aviz, știți? Versetul 2. Lipsa de știință e o pagubă pentru cineva și cine alergă, negobește, înainte o nimerește rău. Dumnezeu să vă ferească de starea aceea în care nici măcar nu întrebați. Un frate la noi din biserică s-a dus în America cu ani în urmă și cineva a visat. Era așa un vis tip prorocie să nu-și vândă apartamentul, că nu va fi mulțumit acolo să aibă la ce se întoarce. Când a aflat el asta, s-a supărat. Și a zis, dar eu nu am vrut să întreb pe Domnul, că vreau să mă duc. Și n-am vrut să întreb tocmai de teamă că nu cumva să-mi spună să nu mă duc. Și-a vândut apartamentul, s-a dus și-a gustat nefericire. Și mi-a povestit personal ce m-aș fi întors înapoi dacă aveam la ce. Omul aleargă, ne găbește înainte, când ne merește rău, cazul ăsta e fericit, că omul s-a trezit. Bun, pagubele alea rămân. Dar ascultați ce scrie în continuare. Nebunia omului sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului inima lui. Păi Dumnezeu o fi de vină. Îmi spunea când l-au întâlnit, auzi, dar dacă a fost o cale rea, de ce nu mi-a ieșit Dumnezeu înainte să mă lovească? De ce n-am avut un accident cu mașina? Dumnezeu nu procedează așa. Dumnezeu te așteaptă să-i ceri sfat. Dumnezeu e ca unul care stă pe margine și dacă tu n-ai hartă, poți să-ți cumperi de la el. Dacă n-ai GPS, poți să-ți montezi. Dacă tu vrei să mergi încotro, îți place, te duci. Avea fratele Bocheanu, bătrân, o vorbă, zice, frate, eu am văzut că mulți văd indicatorul drum înfundat. Ei nu cred.
Se duc, dau cu mașina până în zid, se întorc înapoi, se mă uit o dată la indicator și zic, a fost drumul fondat. Da, pentru că cine nu întreabă pe Dumnezeu, zice un proverb, dacă nu întrebi unde te duci, vei ajunge să întrebi unde ai ajuns. Așa că mai bine întreabă unde te duci, decât să întrebi pe alții, nu știu unde sunt. Că s-ar putea să fie prea târziu. Aveți libertatea să alegeți, dar există riscul, datorită tinereții, lipsei de experiență, ba mai mult, a înșelărilor diavolului, să alergi o cale greșită. Atenție, ceriți sfat la Dumnezeu, că El le știe pe toate. Noi, părinții, s-ar putea să greșim. Dar Dumnezeu nu greșește. Veniți cu smerenie înaintea Lui și spune, Doamne, vezi, uite-te, mie mi se pare că e bună varianta asta. O fi bună sau n-o fi bună? Ajută-mă să înțeleg. Eram în tinerețe și cineva mi-a propus un serviciu și mi se părea mie că nu este bun, dar eram deja familist și trebuie să asiguri baza materială pentru familie. Am văzut că unii, în mod deosebit din familia soției, înclinau să mă duc acolo și am rostit o rugăciune bună, dar nu prea înțeleaptă. Și am zis, Doamne, dacă pe luni dimineață nu trebuie să fiu acolo, fă să fiu în spital. Luni dimineață la 5 în spital am fost, numai că eu nu v-aș dori să aveți crize de rinic și să țină mult. După aceea m-am gândit, ar fi trebuit să mă rog altfel. Biblia spune în Psalmul 32, nu fiți ca un cal sau ca un cătâl pe care îl legi cu un frâu și cu o zăbală. Uneori Dumnezeu așa ne manevrează din hățuri, când ar putea să ne conducă din semne, din fanioane, așa frumos. Dar noi să întrebăm, să învățăm, să le citim, Doamne, ajută-ne, amin. A doua idee. Când apelați la Dumnezeu, să nu așteptați să vi se arate vreun înger, să vă ia de mână, Dumnezeu se descoperă în primul rând prin cuvântul Său. Aici este lumina pentru calea noastră. În privința aceasta vă recomand Psalmul 119. Aici sunt mai multe versete decât suntem noi. Și chiar dacă v-ați alege vreun verset la întâmplare, tot cam asta spune. Să îndrăjești cuvântul și să ții cont de ce spune El. Să nu așteptați ca Dumnezeu să se repete și să strige din cer să vă mai spună atât ce e scris în Biblie. 119, versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? În așa fel încât să nu se murdărească, nu? Te trezești prin șanț. Îndreptându-se după cuvântul tău. Și acum partea ce vă revine, dacă vreți. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abate la poruncile tale, adică să mă abate la calea aceasta. În mod concret, practic, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ar fi nimerit uneori la astfel de părtășii să vi se dea și câte un test. Doar și la școală ați dat atâta examene, da? Un test așa din Biblie. Eu am lucrat în învățământ de la grădiniță până la facultate și pentru un profesor e ceva plăcut să dea test, mai puțin plăcut pentru elevi și studenți. Dar știi ce întrebare v-aș da dacă vreodată mi-aș face timp pentru asta? M-aș trudi să formulez niște întrebări din cântările care le cântați. Și să știți că m-aș aștepta la ciudățenia de a nu ști ceea ce de fapt ați cântat. Eventual vă puteți voi da testul acesta așa în mod autodidact. Dar vă întreb cu alte cuvinte, din Proverbe, cam câte versete știți pe de rost? Vă rog să vă imaginați un șofer care stă și mai vede un semn și nu știe ce-i și deschide cartea asta. Și se uită, caută la pagină, să mă uite, ăsta e cedează trecerea. Merge următorul, știe, următorul nu știe, stă, se uită în carte, cam când ar ajunge la destinație. Dar dacă noi nu știm versetele biblice, atunci noi cunoaștem semnele de circulație, știm pe unde se merge spre împărăția lui Dumnezeu, de aceea trebuie strâns
cuvântul. Iată rugăciunea în privința aceasta de la versetul 26. Vreau să vă gândiți că asta e în raport cu Dumnezeu. Fiecare să se pună în postura lui Ezra sau cine a scris psalmul acesta. Eu îmi istorisesc căile și tu mă asculți, adică povestești. Așa e corect cu Dumnezeu. Doamne, uite ce m-am gândit, ce vreau să fac, ce îmi place. Și Dumnezeu te ascultă. Și apoi tu continui ca un copil cu minte, ca un tânăr înțelept și spui, învață-mă orânduirile tale. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Eu nu vă cer să faceți ce nu pricepeți, dar rugați-vă ca Dumnezeu să vă facă să înțelegeți. De exemplu, deja îi spui la o fată, de mai fi trecut de vreo 25 de ani și vrea neapărat să mărite, că băiatul acela nu-i bun, că nu-i bogăit. Dacă ea nu pricepe, că se gândește numai la măritat sau la bani sau, știu eu, sau băieții la ce se gândește, că la frumusețe sau la școală și așa mai departe. M-a sunat cineva aseară, din Austria. Frate, zice, dăm lămuriri cu privire la o persoană tânără. S-o sună pe fratele Eugen, că e păstor principal. Dar frate, noi suntem prieteni, știu. Dar eu mă gândeam în mintea mea, oare fata sau băiatul acela, când l-a auzit vorbind odată, când a discutat cu el de două, trei ori, nu și-a dat seama cine e. Că vă dați seama despre ce persoană era vorba dacă n-am avut niciun cuvințel să spun. Cum a zis unul, de bine n-am ce, de rău nu spun. Fă-mă să pricep, dar dacă nu pricep. Versetul 29, tot rugăciune, depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea ca să urmez legea ta. Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei, adică mă apuc de citit, Doamne. Mă țin de învățăturile tale, Doamne, nu mă lăsa de rușine. Alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima la larg. Învață-mă, Doamne, care orândurilor tale. Și acum e ceva frumos. Ca să o țin până la sfârșit. Două lucruri v-ar trebui vouă. Să învățați bine Biblia și să nu uitați. Ei, cu trecerea anilor, mai uitați voi din versete. Dar principiile să rămână. Asta e foarte important. Că sunt unii pocăiți, bun, la 15-16 ani, botează Domnul cu Duhul Sfânt. Da, dar trec ani și apar slăbiciunile, pretenirile rele, care se pierd obiceiurile bune. Asta e rugăciune sfântă, învață-mă, Doamne, calea ta, ca să o țin până la sfârșit. Să fii hotărât în ceea ce te angajezi înaintea Domnului. Și tot de aici versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Nu știu exact la cât se face seara, dar să ne gândim că poate mai stați la vorbă și vă întoarceți cu noapte acasă. Cum va fi să vă întoarceți cu sau fără faruri? Să fi venit unul așa când a fost soare și spune, bă, ce trebuie becuri, băi, tu nu vezi că arde soarele așa bine. Da, dar nu știm că se face seara. Atunci cum se face că pentru situațiile critice ale vieții nu ținem cont de această lumină? În ce privește statornicia în calea Domnului, vă mai citesc tot din psalm, psalmul 17, versetul 5. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Fiți atenți, dragii mei, băieți sau fete, prieteni în mod deosebit. Insist, îmi spunea unul frate, m-am dus la un restaurant, că eu nu beau băutură, dar el a băut, dar până la urmă, măi, dar de ce te-ai dus? Dar frate a insistat, a zis de peste 10 ori, trebuia să-l lași să zică până răgușești. Și nu te duci. Iată ce vă citești din Proverbe 4, în ce privește. Repet, mai întâi să înveți ceea ce este bine și apoi să fii statornic în asta. 4 cu versetul 25. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta, cărarea pe care mergi să fie nete, da? Adică să fie clare lucrurile și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga,
și ferește-te de rău. Doamne, ajută-ne! Așadar, nu cedați la insistență. Nu lăsați ca în timp să vi se schimbe principiile bune. Deci trebuie să ajungi să cunoști cuvântul, să fii înrădăcinat, edificat și apoi asta o ții. Spuneți-mi, că e simplă întrebarea asta, cum putea să se apere Eva de diavolul? Ce-i trebuia? Îi trebuia la Adam și la Eva ceva arcuri, ceva săgeți, să-l fugărească de acolo din grădină? Nu? Și s-ar fi ascuns diavolul după pom până îl țindeau, nu? Până la urmă ajuns s-au ascuns ei. Ce trebuia la Eva ca să știe să se apere de diavolul? Una și bună. Noi voie să mâncăm. Și cum sunt femeile că dacă nu dau detalii, nu pot zice amin, a zis că nici să nu se apropie. E bun, și mai bun. Dar de ce n-a ținut-o asta până la sfârșit? Nu atât trebuia să spun. Noi voie să mâncăm. Nu-i voie și gata. Nu mă duc și am terminat discuția. Să fii hotărât, statornic. Un bătrân de la noi din Apuseni avea două expresii. Zicea, două lucruri n-am știut și n-am crezut. Ce, frate? Că bătrânețea e așa de grea, nici voi nu știți asta, o să aflați, și că pocăiții se schimbă așa repede. Asta v-aș dori să nu o aflați. Sau cel puțin nu de la voi. De la voi rămâne numai cu bătrânețea. Și fiți statornici în căile Domnului, zice Pavelul Timotei, 2 Timotei 3 cu 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, că știi de la cine le-ai învățat, din pruncie cu Sfintele Scripturi. Avea acolo mama, bunica și apostolul Pavel. Era ultima scrisoare ce i-a adresat. Și eu sunt gata, plec. Tu fă-ți lucru, fii statornic. Domnul să vă ajute. În al treilea rând, o a treia idee. Ca să vă fie mai ușor să identificați calea Domnului sau căile pe care trebuie să mergeți, luați ca referință faptul că întotdeauna căile Domnului sunt sfinte, adică n-au de-a face cu păcatul, și sunt diferite de ale diavolului sau de lume. Dumnezeu e sfânt, diavolul aduce necurăția, profanul. Dumnezeu este adevărul, diavolul vine cu minciună. Iată un verset interesant în cartea Psalmilor, Psalmul 86, versetul 11. Ca să legăm de ce am spus până aici, învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla în adevărul tău. Și acum e ceva greu, dacă îți putea pricepe asta, fă-mi inima să se teamă de numele tău. Știți că inima e nespus de rea și de deznădăjduit, de înșelătoare. Dacă ne-am putea noi obliga inima noastră să fie disciplinată, fă-mi inima să se teamă de numele tău. A întrebat cineva odată pe unul care era căsătorit, dar a ajuns într-o relație imorală cu o tânără și a zis, măi, dar tu nu-L mai iubești pe Domnul? A spus, frate, L-am iubit, numai știi ce-a fost? Nu mi-a mai fost teamă de El. De aceea este foarte important să poată fi inima noastră disciplinată. Și tot din Psalm vă citesc 77, versetul 13. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? S-a spus aici de un grup ce au cântat. Dumnezeu e mare și măreț, da. Dar pe cât e de mare, pe atât e de sfânt. Așa se strigă înaintea Lui în ceruri. Fără încetare, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștilor. O, de-ar suna vorbele acestea și în mintea noastră. Fiți sfinți, căci Dumnezeu este sfânt. Dacă m-ați spune pe mine să vă spun ceva cum este Dumnezeu, prefer să citesc și o fac acum din Exod 34, când s-a prezentat Dumnezeu cum este. Poate cineva l-ar prezenta pe Dumnezeu că este dragoste, altul că este bunătate, altul că e foc mistuitor. Ascultați-mă cum s-a prezentat El. Exod 34, versetul 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare,
milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, că de gioșie își ține neamurile, dragostea până în mii de neamuri de oameni. Deci, păcătuiești azi, nu te pedepsești în grabă, se îndură, îți dă mai departe pâine și viață, asta e Dumnezeu. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, au fost fiini ascultători, Dumnezeu iartă, asta e El. Dar ascultați finalul. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de lege. Adică ai păcătuit. Dumnezeu așteaptă să vii să te pocăiești. El încă este bun, dă ploaie peste bun, peste răi. Și dacă te pocăiești, te iart. Nu mai discută ce ai făcut. Dar dacă nu te pocăiești, nu te schimbi în acel domeniu, să știi că poți să treacă nu ani, mii de ani. Păcatul acela rămâne în acte. Dumnezeu pedepsește, nu trece pe cel vinovat drept nevinovat. Sau invers. De aceea gândiți-vă, la vârsta voastră, aveți vreun păcat pe care nu l-ați abandonat? Poate vă gândiți, slujiți Domnului, Domnul m-a ajutat, sunt sănătos? Da, că ăsta e El, e bun, nu e deloc răbdător. De ce te-ai pocăit, te iartă? Dar de ce nu te-ai pocăit? Ține minte că acolo dosarul rămâne deschis, pagina aia nu se trece peste ea. Am fost cu un frate, rog la cineva, un om la 60 de ani, și era pe peretele casei lui, s-a fost în vedenie ca o condică. A luat un sol, a întors pagina, ok, o pagină roșie. A stat puțin aici și a pus-o înapoi așa ca proiectând-o. Și din proiecția aceea, cartea s-a deschis exact la pagina aia roșie. Și a zis, domn, prin proroc, asta nu e rezolvat. Acesta-i Dumnezeul nostru sfânt, slăvit să-i fie numele. E bun, spun pentru a treia oară, foarte bun, dar cu păcatul nu se împacă. Îl iartă dacă te pocăiești, dacă nu, până vii la cruce. În ce privește separarea de lume, vă citesc din Proverbe capitolul 2. Versetul 10, căci înțelepciunea, dacă cer lumină de la Domnul, va veni inima ta, cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chibzuința va veghi asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea ce are, de omul care ține cuvântări stricate. Versetul 15, de oamenii care umblă pe cărări strâmbe, apucă pe drumuri sucite. Și acum capitolul 4. Versetul 14. Nu intra pe calea celor răi. Deci ca să-ți fie sigur că asta e calea Domnului, poți uneori identificând și care e calea diavolului. Ar însemna să fim prea încuiați la minte să le inversăm. Domnul a spus, calea îngustă e bună, calea largă nu e bună. Adevărul este bun, minciuna nu este bună. Ferește de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Versetul 19, calea celor este ca întunericul gros, ei nu văd de ce se vor potigni. Dar dacă cer lumină de la Domnul, păi clar și înțelegi. Și încă un verset din Noul Testament, a doua Corinteni, capitolul 6, care evidențiază diferența și vedeți, dragi tineri, că acum lumea e pe punctul să ne înghită dacă nu suntem pe fază. După ce enumeră câteva incompatibilități, spune în versetul 14, nu vă jungați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, ce legătură între lumină și întuneric și alte identificări a binelui și răului, versetul 17, de aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, nu vă atingeți de ce este necurat, ce vă voi primi, 7:1, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, deci să fim fiii lui Dumnezeu, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Sau 2 Timotei 2:22, fugi de poftele tinereții și urmărește virtuțile sfinte și știți ce scrie finalul versetului. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Deci trebuie să fie clar când e vorba de căile Domnului la modul general. Poate te gândești, bun, fata asta e pentru mine sau serviciul ăsta e pentru mine, dar aplică regula asta generală. Cu fata asta ați mai pocăit? Dacă mă duc la serviciul ăsta, voi putea să fiu corect? Voi putea să mă țin de pocăință?
Și atunci nu mai trebuie să întreb dacă se vede clar. Sunt și alte modalități de a întreba pe Domnul. Domnul vorbește prin vise, prin proroci și așa mai departe. Dar lumina cea clară vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Identificați separarea de lume și sfințenia în raport cu murdăria care există în societate. Păziți-vă de lume și de idol și Domnul să vă dea har. Și în ultimul rând, pentru că vreau să las loc la întrebări, întâlnirea aceasta este bună fiindcă am putut lăuda pe Domnul. Apoi pentru că ne putem cerceta pe noi înșine. Dar va fi foarte bună dacă ne punem într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dacă cel ce nu a fost pe o cale bună și cu sinceritate în seara aceasta sau acasă când mergeți de seară sau în zilele acestea, vă veți cerceta, încercați să schimbați ceea ce nu este bun, calea care nu este bună. Până nu ajungeți mai încolo pe ea, să ajungeți la mai rău. Am discutat o dată cu o tânără care era pe punctul de a-și pune capăt zilor, fiindcă intrase într-o relație amoroasă cu un bărbat care s-a sinucis între timp. Și am spus, dar când am trecut eu pe la voi, în ce fază era starea asta de păcat? Frate, era doar așa la nivelul gândirii, eram atraș. Și de ce n-ai spus atunci? N-ar fi trebuit să plângi cât acum. El poate ar fi fost în viață. Frate, m-am gândit să spun, dar păi ăsta e diavol. El nu te lasă să întrebi. Până te duce în văile locuinții morților. Și apoi să râde de tine. Există un program de consiliere online și spunea printre altele o tânără, frate, un gând așa îmi venea în minte să spun niște cuvinte. După aceea, de ani de zile m-a acuzat că am hulit pe Duhul Sfânt. Vedeți, ăsta e diavolul. Pe de o parte, a dat drumul acelei gândiri și apoi unor vorbe, fără să discute cu cineva. Și pe de altă parte, a stat sub apăsarea asta ani în șir. Avem de-a face cu un Dumnezeu despre care scrie Isaia 55 că vrea ca omul să se lase de căile lui și să se întoarcă la Domnul care are milă și nu oboseaște iertând, slăvit să-i fie numele. Ce frumos ar fi să vă schimbați atitudinea dacă n-a fost bună. Dacă e bună, statornicie până la sfârșit. În ideea aceasta, mă întorc din nou la proverbe. Sunt două versete, chiar am scris acum un articol din astea două. O să apară în numărul următor al revistei Dragoste pentru Adevăr, Proverbe, capitolul 16, versetul 9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Dar Domnul îi îndreaptă pași. Stai mare har. Să intervine Dumnezeu și să dea o turnură acțiunilor tale. Să vă dau un caz. Un tânăr avea bani și la cererea lor am împrumutat, așa au cerut două surori în vârstă, mamă și fiica, ambele văduve, să le dea niște bani împrumut, le-a dat în numele Domnului să-și introducă și ele curentul electric în casă. Și bătrânile s-au rugat pentru el, Doamne, îndură-te de el, că e un copil răzvrătit. Și la un moment dat, Domnul arată la una dintre ele o vedenie cu o fată care era prezentată fizic și spune, Domnul pe asta ar vrea ca el să o ia în căsătorie, că Domnul are un plan cu el și cu ea va fi fericit. El s-a gândit, a raționat ca un om firesc. Da, deci o fată așa, mai brunetă, cu părul lung, știu două. Fata unui profesor și a unui patron. Spus, soră, fii atent, eu vin pe rând cu una și apoi cu cealaltă, te uiți bine care e. Se duce la Cluj, ceva activități, trebuia să ajungă acolo, n-a mai putut, trebuia să facă servicii la o altă tânără, care și ea, la rândul ei, îi facilitase niște proceduri. Și acum a trecut pe acasă să spună la sora aceea care aștepta la mamă sa că vine în altă zi cu prima fată și apoi urma să vină cu a doua. Da, fata s-a dat și ea jos din mașină și sora aceea zice, asta e, da, asta e. Zice, nu, soră, cu asta n-am absolut nimic. Asta absolut întâmplător este în mașină la mine. Și am trecut doar să-ți spun că altă dată vin. Nu mai trebuie să vin. Au, soră, stai aici cu mama și eu mă plimb cu ea pe aici și aia. Colo și încoace. Te uiți bine. Și trăjeam cu coada ochiului. El mi-a povestit
Și auzeam cum spune la mama, asta e că mi-a arătat-o Domnul în vedenie. El nu era pocăit încă, fiu răzvrătit, dar avea habar de toate lucrurile astea. El voia altceva, că inima lui altceva voia, asta era fată săracă. Întorcându-se înapoi pe Cluj, zicea, spre Cluj, și am început să mă uit așa de la volan în dreapta spre ea, mă, asta e, asta. Nu, e asta, mă, vezi de treabă. Și au trecut 5 ani. Între timp el s-a pocăit, dar n-am avut treabă cu fata. El voia altceva. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pași. Adică în așa fel s-a implicat Dumnezeu să îl ajute. Dar acum mai este un verset interesant care îl completează pe acesta. 20 cu 24. Așa. Domnul îndreaptă pașii omului. Aici, prima parte a versetului, a doua parte din versetul anterior. Dar ascultați finalul. Întrebare. Dar ce înțelege omul din calea lui, din calea sa? Adică Dumnezeu te ajută, îți dă un sfat prin predică, intervine prin evenimente și vrea ca tu să pricepi. Pentru că în final Dumnezeu nu te robotizează. Dacă pricepi, ai prins calea cea bună. Și spui, asta e varianta cea bună. De aceea v-am spus că trebuie să te rogi bine să pricepi. Că Dumnezeu, ca și în cazul lui Balaam, i-a ieșit înainte și a spus, vezi că drumul duce la pierzare. Dar nu l-a oprit. S-ar putea Domnul să-ți iasă înainte cu o predică, să-ți iasă înainte cu un vis, poate și cu un accident sau vreo altă întâmplare, dar te lasă înainte. Am întâlnit o fată care spunea, fraților, dacă ziceți că, așa ziceai că-l clonă din Balaam, dacă ziceți că nu-i bine, eu nu mai fac. Nu mai fac următorul pas. Dar pe când o întrebam următoarea dată, zice, da, știți, am introdus actele la primărie. Dar dacă ziceți că nu-i bine, eu nu mă cunun. Și pe când am întâlnit următoarea dată, dar cum îi? Dar m-am cununat, dacă l-au, adică nu mai facem nuntă. Dacă tu tot te duci, în urmă poți să cârtești împotriva Domnului. E treaba ta. Tu trebuie să fii sensibil. Duhul Sfânt n-are numai îndemnuri. Uneori mai strigă, aia doare. Dar în rest, Dumnezeu vrea să te înțelepțească și te facă să înțelegi calea cea bună. E un verset frumos în Isaia, capitolul 30, versetul 21. Urechile tale vor auzi după tine glasul care îți va zice, iată drumul, mergi pe el când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Urechile tale vor auzi. Nu vei putea să te dezvinovățești. Dar dacă zici ca cei din Isaia 6 cu 16, nu vrem. Atunci, Dumnezeu e polițistul care lasă paleta jos. Cineva a avut o vedenie pentru mine că stăteam în fața unei mașini, de fapt era o persoană cu paleta așa, tip polițist. Și el, revoltat, m-a ocolit puțin și trebuie să înainte. În vedenie se arăta că la prima intersecție urma să facă un accident. N-ar fi fost mai bine dacă s-ar fi oprit? Da, trebuie să fii prea cu minte ca să asculți, așa e? Bătrân la noi avea o vorbă, la știi, la nândul, l-am mai spus-o, că l-ai evit mai des. Când vedea că oamenii n-ascultă, dădea din cap și zicea, greu e să fii cu minte. Da, e greu să fii cu minte. Dar dacă te rogi lui Dumnezeu, vei fi cu minte, cu minte. Vei fi de două ori cu minte. Odată cu minte că vei acționa bine și a doua oară vei fi cu minte așa că nu atingi pe cine nu trebuie atins sau nu te lasă atins. Dragii mei, mai adaug doar un verset din Psalmul 1 și rămâne să meditați și să vă rugați dacă vreți, spune Scriptura aici. Ferici de omul care își alege căile cum se cuvine. Dar știți, scrie versetul următor. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcerea. Asta, numai dacă îți place Biblia, atunci Dumnezeu te luminează. Versetul 6. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Dar s-ar putea mai încolo. La urmă se vede că duce la moarte. Deci nu uita, ia în calcul riscul. Și cere lumină de la Domnul, în al doilea rând. Lumina, să știi că este în cuvânt. În al treilea rând, ca și o referință generală,
Să știi că Dumnezeu întotdeauna are de face cu sfințenia și lumea vrea cu totul altceva. Și în al patrulea rând v-am spus, nu uitați, Dumnezeu vă dă șansa să vă pocăiți. Și o, bine este pocăiești până nu te căsătorești. Și după aia mai primește Dumnezeu, dar după aia vin într-un picior. Acum poți umbla pe amândouă. Dumnezeu vă ajută, dar rămâne de văzut dacă înțelegeți voi ceva din indicatoarele astea, din intervențiile lui Dumnezeu. Pentru că El nu vă restrânge libertatea, dar ar vrea să vă ducă pe drumul cel drept și spre veșnicie. Amin.